De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Dacă cunoașteți proiectele de ordinea de zi și cu suplimentarea de la proiectul 12. Cunoașteți toată lumea proiectul? Da. Dacă sunteți de acord cu proiectele, cine este pentru? Da, mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Înainte de a intra în ordinea de zi, supun la vot dacă sunt observații la procesul verbal din 28 aprilie, la ședința ordinară din 28 aprilie. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, mulțumesc. Supun la vot procesul verbal la ședinței extraordinare din 9 mai 2023. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau se abține. Vă mulțumesc. Și proiectul, procesul verbal la ședinței din 16 mai 2023. Cine este pe la? Împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 2, anul 2023, a solicitanților eligibili în vederea admiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul Onești. Inițiator, Regina Victor Laurențu, primar. Dar vă rog pe domnul secretar să citească referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Pentru aplicarea unui tratament transparent și nediscriminatoriu, solicitanților, Consiliul Local Onești a adoptat regulamentul pentru obținerea atestatului de administrator de condominii de pe persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate. Comisia de analiză a procedat la verificarea dosarului depuse la administratura primăriei municipiului Onești și a stabilit lista cu persoane eligibile pentru obținerea atestatului de administrator de condominii. Având în vedere cele expuse, apreciem faptul că proiectul de hotărâre prezentat îndeplinește condițiile pentru a fi supus aprobării, dezbaterii și aprobării Consiliului Local. Dar vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții de specialitate pentru a prezenta raportul comisiei. Comisia numărul 1, vă rog. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 50 din 28.02.2022 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Onești. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul societate. Ca urmare a desfășurării examenilor de promovare grad profesional imediat superior, precum și eficientizarea fondurilor publice prin reducerea cheltuielor, se impune modificarea organigramei și a statului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială a municipiului Onești. De asemenea, se propune desfințarea posturilor de medic primar și psiholog practicant de la Cătinul pentru persoane vârstnice, din ziua 9 martie, numărul 26, din municipiul Onești, precum și transformarea datorită promovării în grad profesional a unor posturi referente funcțiilor publice și contractuale de execuție din cadrul instituției. Față de cele arătate, urmează să deliberați sau aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind avizare de principiu la documentație de urbanism, plan urbanistic, urbanism zonal, construire, hală metalică pentru mentenanța autocorpiei, încrejmuire și utilități, care a platoului numărul cadastral 68024, municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator, Victor Laurențu Medina, primar.
Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Secelor Speedway SRD, solicită avizarea de concept al documentației de urbanism, planul urban instituțional, construire hală metalică pentru ambulanță, autoproiectii, împrejmuire și utilități în care avea șoble municipiului pe timp Bacău. În documentația de urbanism, se urmărește modificarea reglementărilor urbanistice în vigoare prin introducerea dintre zona unui suprafețe de 4.499 m² și schimbarea destinației din teren extravilan arabil în teren intravilan, zone pentru instituții publice, servicii, sub zonă servicii. Față de cele arătate, urmarea să se deliberea să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei despre acele specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Comisia de favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Da, vă rog, domnul Bujor. Vreau să întreb pe domnul secretar dacă exprim noi Consiliul Local trebuie să aprobăm aceste puzuri, atât timp cât există toate avizele, tot ceea ce înseamnă legalitatea, de ce noi Consiliul trebuie să aprobăm aceste puzuri? Care este legalitatea acestei? V-aș răspunde, dar nu vreau să fiu malițios. Sunt prevedere exprese ale legii, ale organismului, legii 350, în care Consiliul Local aprobă mai întâi de principiu și ulterior. Sunt niște proceduri administrative care trebuie parcurse. Într-adevăr, la nivel național, mai toată lumea se întreabă de ce trebuie Consiliul Local. La multe, multe întâlniri la care a participat chiar ultima receptură pe Atraneanță. Și am aflat cu stupoare că sunt consilii locale în țară, care vin specialiștii, vin cu avize și totuși Consiliul Local nu a făcut puzul. Au ajuns în instanță, au obligat, gen în caz la Baia Mare, dacă nu înșel, au obligat până la urmă consilierii locali și au plătit amenzi de bani de mama lor. Da, e o anomalie, acum se află în lucru codul de urbanism, și amenajarea teritoriilor, sperăm să aducă îmbunătățiri, legislații, dar așa cum e proiectul în momentul actual, nu văd. Dar el este dezbatere publică, urmează chiar mine să fie o videoconferință la nivel național între Asociația Municipiilor din România, special arhitecții și ei sunt acolo principalii artizani și proiectanți, specialiști de minister și așa mai departe. Sper să scoată un cod bun. Da, întrebarea dumneavoastră este una corectă. Dar nu vă mai zic că un nou cod, un nou proiect de cod de urbanism apărea o chestie în care iar implica secretarul și primarul. Pudurile, planurile urbanistice de detaliu erau aprobate prin dispoziția primarului. Vă dați seama. Eu și domnul primar trebuia să semnăm niște lucruri tehnice. Eu sper să fie scoasă asta din cod, pentru că da, vom vedea. Da, asta am văzut și eu numai departe într-o ședință la Bacău de Consiliu în care au respins un pud care era pur și simplu o formalitate, pur și simplu că așa au vrut consilierii să încurce un privat să construiască un bloc. Din punctul meu de vedere, și mi-asum treaba asta când vorbesc, n-ar fi trebuit să-i respingă pudul respectiv la privatul respectiv. În mod normal, nici n-ar trebui să treacă prin Consiliul Local. Da, discuția pe care am avut-o și eu astăzi cu domnul secretar, dar să știți că m-am uitat și eu la hotărârile adoptate de Cluj, m-am dus spre vest și să știți că și ei aprobă toate. Da, vezi că nu vrea, asta e legislația, trebuie să o aprobă, dar după ce trece, toți specialiștii și-au dat cu părerea că e normal să treacă puzurile respective, dacă s-au trezit prost consilierii, nu trece puzul că nu văd consilierii, adică e total la normal. Da, o lasă la mâna Consiliului Local în condițiile în care... Știți ce se întâmplă? Din discuțiile pe care le-am avut noi și cu profesori universitari și la nivel de ministere, se merge pe principiul. Planul urbanistic de zonă este o modificare a planului urbanistic general. Atât timp cât planul urbanistic general este aprobat de Consiliul Local, și acea modificare trebuie să treacă tot prin Consiliul Local. Aici este, eu știu, efectul acestor. Da. Eu vă dau exemplu, revin la pudul de la Bacău.
se propunea construirea unui bloc în aceleași condiții cu niște ANV-uri care se construiseră. La ANV-uri a trecut, că o zic că din interes, blocul respectiv nu era din interes. Adică, bun, încă o dată, îmi cer scuze că comentez și fac alte consilii locale, dar în aceleași condiții unii aveau dreptul, unii nu aveau dreptul. Păi da, da. Dacă îmi permite să mă prescrie. Deci nu am să condiționeze cineva votul de ceva. Până la urmă sunt consilier și dau ce vot crede. Nu, 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 eu n-am spus asta. Eu consider că n-ar trebui să treacă prin Consiliu. Înseamnă că nu mai trebuie să mai treacă prin Consiliu. Odată ce niște specialiști își dau la urmă. Dar nu pot da spune. Vot e vot, se votează. Nu se pune niciun cap de discuție de condiționare. Așa cum noi aprobăm prețul la apă, nu-l mai aprobăm acum, dar cum l-aprobam pe vremuri, dar el venea calculat și era obligatoriu să-l aprobăm. Iar era o anomalie totală. La prin reprezentant. Nu, când se vota prețul la apă în Consiliul Local, el venea calculat și... Venea de la NRSC. La NRSC, da? Și trebuia să-l aprobăm. Era o formalitate, dar toată lumea aș vrea Consiliul Local, că a aprobat prețul, dar n-avei variantă să-l aprobăm. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog, domnule. Până la urmă, așa cum a spus domnul secretar, avem în prezent, avem un text de lege care ne obligă să acordăm această discuție. Da, avem, da, și noi nu putem schimba nimic. Exact. În momentul de față nu avem puterea să schimbăm nimic, este necesar să facem, să punem aceste proiecte pe ordinea de zi. Mai departe, așa cum a spus domnul primar, dacă un consilier s-a trezit cu fața la cearșaf și vrea să voteze împotriva a șase specialiști, are dreptul să voteze. Asta este. E dreptul fiecăruia să voteze cum vrea. Dar, în momentul de față, suntem obligați să mergem mai departe cu aceste aprobări ale puzurilor pe ordinea de zi. Și restul discuțiilor de până acum, în prezent, până va apărea legea urbanistică, sunt discuții dar răspunderea pentru aprobarea pozurilor a cui este a Consiliului sau a specialiștilor care emit pozurile? Aici ajungem, aici ajungem la domnul Consiliu. Potrivit unei decizii a Curții Constituționale, este răspunderea autorizată a pozurilor. Inclusiv la Consiliului Local, a celor care contrasemnează, semnează, a specialiștilor care au făcut acele... Acum înțelegeți de ce nu pot fi bun, de ce nu pot fi condiționat votul. Nu, dacă nu se pune problema așa, dar... Nu am votat să pot ieși. Eu vreau să votez așa cum cred. Eu m-am referit că nu văd oportunitatea ca să fie, dar obligatoriu ne adaptăm și eu. Discuția e nu declarată. Am înțeles, haide să, dacă toți suntem obligați să votăm, haide să votăm. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, reconversie funcțională imobile cu număr cadastral 62532 și 62532C1, situate în Bulevardul Republicii numărul 76, municipiul Oneș, județul Bacău. Inițiator, Negina Victor Laurențu, primar. Rog pe domnul secretar să prezinte raportul de specialitate. Încerarea depusă în cadrul instituției secției organe de metal SRL solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației planului urbanistic zonal, reconversie funcțională imobile cu număr cadastral 62532 și 62532C1, situate în Bulevardul Republicii numărul 76. Documentația de urbanism este structurată și elaborată conform normelor a legislației în vigoare, fiind necesitate avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism. Urmarea celor menționate propune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre format prezentat. Vă mulțumim. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 2. Aviz favorabil. Și reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul în vot în forma prezentată. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut în forma prezentată. Proiect de hotărâre numărul 5.
Proiect de hotărâre pentru aprobare documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, reconversie funcțională din zona industrială petrochimică în zonă mixtă de depozitare, producție, comerț generat de imobile, teren, construcții, strada Uzine. Municipiul Onești, inițiator Victor Laurențiu Regina, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru raportul de specialitate. Conform cele de depus, se zice agricultorul SRL solicită aprobarea Consiliului Local a documentației plan de urbanism zonală, reconversie funcțională din zona industrie petrochimică, zona mixtă de depozitare, producție, comerț, general de imobile, teren, construcții din strada Uzinei, municipiul Onești. Față de cele arătate, urmează să deliberați și să aprobați proiectul din forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în formă prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobare documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, construcție locuință individuală, P+1, împrejmuire teren și amenajări exterioare, strada Siriște, numărul 16B, inițiator, Victor Laurențiu Neghină, primar. Ai cuvântul, domnul secretar, pentru referatul de aprobare. Prin cererea depusă domnul Pătrălu Alexandru, în calitate de inițiator al documentației de urbanism, solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației plan urbanistic zonal, construire locuințe individuală pe plus 1, împrejmuire teren și amenajări exterioare, strada Siliștei, numărul 16B, municipiul Onești. În vederea construirii locuinței este necesară introducerea unei suprafețele 2.799 metri pătrați în ultravilan și schimbarea funcției în zona terenului agricole în zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare. Față de cele arătate, urmează să deliberați că aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Eu, dacă îmi permit. Nu neapărat referitoare la proiect, dar mă leg un pic de discuția anterioară. Prin acest proiect trecem o suprafață de teren din extravilan în intravilan. Da? Dacă eu, ca și consilier local, sunt obligat să aprob toate cererile care corespund, da? Și trecem toate suprafețele din suprafețele pe care există cereri, da? Din extravilan în intravilan, sunt obligat să asigur pentru acele suprafețe și toate utilitățile, să asfaltăm drumurile, să facem toate astea, da? Ce fac în situația în care aprobăm trecerea, trecem în intravilan, dar nu avem fondurile sau nu avem capacitatea de a asigura acele utilități? Că nu mai răspunde niciun specialist, doar răspunderea pe votul meu. Am votat nu-i cazul proiectului de pare. Reglementul, odată ce se aprobă în Consiliul Local, administrația locală este obligată să asigure aceste utilități. În mod așa este, pentru că știu că și colegii de la Direcția de Urbanism condiționează de multe ori trecerile acestea astfel ca solicitantul să asigure utilitățile într-un astfel care municipalitatea nu reușește. Dar aici, nu știu, fiind zona da, ceea ce spuneți dumneavoastră e corect. Bun, se poate condiționa prin autorizația de construcții, în momentul în care... Păi, este determinat aceea situație, tot la judecător ajunge. Uitați autorizației sau nu-i dat votul Consiliului Local de aceea situație. Autorizația de construcții trebuie să-și asigure lățimea drumului de acces. Sunt mai multe condiții care trebuie să le îndeplinească. Bun, nu spunem de cartiere rezidențiale, că prin autorizații trebuie să îndeplinească tot ce... Pot să vă spun, scuzați, din fericire, pentru că noi municipiul Onești avem mai prea puține posturi, aproape inexistente la nivelul altor localități, ceea ce spunea domnul primar, vorbim de localități, de cartiere rezidențiale mari, de blocuri cu 15-20 de etaje, unde zona nu permite decât 4 de etaje, adică... Da, țara de asta răspunde în punctul meu de vedere. Da, apropo, chiar are o logică și votarea fostului dată să se gândește să strântească un bloc cu 10 etaje între ei.
într-o zonă în care... Vor, dar aici ai intervenit și colegii... Bun, dar de fapt tu ține spune respectiv. E foarte important referatul arhitectului șef aici. Bun, mai sunt niște comisii, ajutorul județean. E comisia locală, comisia județeană, deci să... Vreau să-i convinc eu cu cei din Comisia Județeană că Puzul poate funcționa să ajungă la vot. Da. Unde s-a arhitect. Pe primăria ar trebui să se bucure pentru construcțiile astea care se fac, pentru că urmează case în 27 care sunt venituri la noi. Asta trebuie să lăsăm oamenii să dezvolte, nu până la taxe. Cred că că ați fost majoritatea plecat și în alte țări, în alte orașe și în alte... Deci în alte țări se practică, când i-a dat autorizație, primăria prima dată trage utilități și după aia constructorul își face clădirea, își face blocul, își face... Știu, primăria are de câștigat pe chestia asta. Dar noi au făcut în București de cartiere de săraci, au jeepuri și au căruțe ca să ajungă acasă. Acolo au fost alte lucruri. Când construiești un cartier, trebuie să respecti niște prin autorizație presiune. Ai drumul de tot ce trebuie. Nu le mai respectăm, dar și ce greșe încă locuința și nu... Dar considerați că este corect ca constructorul, dezvoltatorul să-și facă el drumul? Da. Într-o așa se face. Uitați-vă, vorbeam cu cineva care construiește în codurile sau nu știu unde, inclusiv grădiniță construiește pe banii dezvoltatorului, centru comercial. Când faci un cartier, trebuie să faci tot. Construiești grădinița, vorbeam cu, cunosc un dezvoltator, după ce faci grădinița, o predă primăriei. Dar e obligat prin autorizație de construcție să faci grădiniță în zona respectivă. Plus toate drumurile, cu lățimi, asfaltate, adică așa se face. Acolo ne se vorbește de cartierele rezidențiale în interior, nici nu știu dacă poate să intervină primăria. Primăria sau municipalitatea vine doar până la limită. În interior e drept privat. Și el trebuie, e obligat în autorizație de construire să-și facă absolut. Mă refer la drumul de acces, la... Da, drumul de acces până la limita facultății. Dacă ai un cartier de 50 de mai sunt discuții, vă rog. Haideți să punem la vot proiectul vă prezentat. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Onești, concesionate către SECE Raja ESA, Constanța, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative, inițiată de colaborare cu Menină Primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru raportul de stabilitate. În acțiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente în patrimoniul instituțiilor publice se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale, respectiv actuațiilor financiare anuale, ale anului în care s-a efectuat reevaluare. Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora la data bilanțului, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acesteia și prețul vieții atunci când valoarea contabilă diferă de valoarea justă. Urmarea celor menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre Consiliului Local, forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul Comisia de Specialitate, avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și avizul Comisiei numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe pagina acestui proiect. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 343 din 24.11.2023 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator Victor Laureț, Comisia Primar. Domnul secretar, aveți cuvântul pentru a prezenta aprobarea de... Comisia Specială a pozitivă în baza dispoziției primarului municipiului Onești în vederea completării inventarului bunurilor ce alcătuiesc de bine privat al municipiului Onești, a identificat și inventariat bunurile care au fost declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Onești, dar care au fost promise la întocmirea inventarului aprobat prin HCL 343/2022.
Față de cele arătate, urmează deliberat să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea cei. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea acordului municipiului Onești pentru încheierea unui subcontract de comodat la contractul de dare în folosință gratuită numărul 85/12/01/2022 între Episcopia Romano-Catolică Iași și Ordinul Fraților Minori Capucini, Custodia Fericitului Iubirea Onești. Inițiator Victor Laurențiu de Tină, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru referatul de aprobare. În adresa înregistrată la primăria municipiului Onești, Episcopia Romano-Catolică Iași solicită acordul municipiului Onești pentru încheierea unui subcontract de comodat cu Ordinul Fraților Minori Capucini, Custodia Fericitului Iubirea Onești, la contractul de dare în folosință gratuită numărul 85/2022. Motivat de faptul că interacțiunea cu instituțiile statului sau mediul privat cu furnizorii de servicii s-a realizat mult mai facil. Având în vedere cele menționate, spuneți că analize și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea CFP. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe, nefuncționale și însușirea raportului de evaluare pentru vânzarea acestora. Inițiator Victor Laurențiu de Tină, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru referatul de specialitate. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 82/2023 s-a aprobat preluarea din administrarea SECE de mânduri public și privat de sa, Onești, în administrarea Consiliului Local, la unor mijloace fixe nefuncționale, casarea și valorificarea acestora. Valorificarea acestora se va face urmând să procedura prevăzută de legislația în domeniu. Prin raportul de evaluare, care este atașat și propus pentru aprobare, s-a determinat prețul de piață, vederea vânzării sau valorificării acestora ca deșeu în situația în care nu vor putea fi vândute de licitație publică. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Nu știu dacă era și Comisia 4 aici. Nu știam că e Comisia 4 la 11. La 10. La 10 suntem. Da. Bine. La aviz favorabil. La 10, atunci aviz favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu sunt discuții? Atunci supunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023. Inițiator, Echină Victor Lorențiu, primar. Domnul secretar, vă rog, raportul de aprobare. În adresa administrației județene a finanțelor publice Bacău, ne comunică alocarea sumei de 35,70 milioane, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local al unităților administrației teritoriale, pentru finanțarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat pentru transportul local de Iași, Navarra, potrivit prevederilor legale. Ținând cont de cele arătate anterior și în conformitate cu prevederile codului administrativ, vă supunem spre analiză de toate proiectele în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Hotărâre, Buget Finanțe. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Ai specialiști, economiști. Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, vă mulțumesc.
Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței inițiale a planului de selecție a profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație și a profilului și matricei profilului candidatului pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al CC 2024 Onești, având ca autoritate tutelare Consiliul Local Onești. La acest proiect a fost un amendament, o evaluare materială, o evaluare de materiale. Are cuvântul domnul secretar. Asta eroare, nu se explic eu de ce a apărut amendamentul respectiv. Da, stați eu, să-l prezintă domnul secretar de referabilitate. Ca urmare a intervenirii încetării mandatului în momentul Consiliului de Administrație al Securității Public și Privatul Unii de Sanții, procurată de 2024, a fost necesară recanșarea procedurii de selecție a calităților, vederea ocupării postului local. Prin hotărârea de Consiliul Local al 23, Consiliul Local a aprobat recanșarea procedurii de selecție a unui membru Consiliului de Administrație. În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile de domeniu, planul de selecție cuprinde modelele materiale și documentele personalizate și completate pentru fiecare procedură de selecție, sens în care acestea au fost elaborate de către Comisia de Selecție. Având în vedere cele expuse, vă supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată cu amendamente pe care o să explic citire în perioadă. Ăla, asta e David. Da? Are să rugăm pe domnul secretar să citească și amendamentul ca să astfel, propunem prin amendament, se propune ca în cadrul proiectului prezentat sintagma tehnic sau juridic să fie înlocuită cu sintagma tehnic, juridic și economic pe tot cuprinsul proiectului de hotărâre. Da. Are reprezentantul, cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Da. Dăm discuții pe marginea acestui proiect. Domnul primar, care ne vrea să spun. Da, am să explic eu cum forma inițială a proiectului și de ce a apărut amendamentul respectiv. Forma inițială a fost gândită de colegii care au realizat proiectul respectiv. Între timp, un coleg consilier a solicitat, am înțeleg că a întrebat de ce nu este și economic. Am întrebat pe cei care au realizat proiectul și au spus că unul dintre administratori este neexecutiv, este economist și au considerat că ar fi bine să fie un pe tehnic sau juridic, să mai fie și o altă formă de calificare. Acum, dumneavoastră apreciați, nu e ilegal nici într-un fel, nici în altul. Nu e imperativ să fie mai legal. E legal și într-un fel și în altul. Da, este legal. Dacă ne raportăm la dispozițiile ordonanței, ordonanța fixă așa face referire. Tehnic, economic sau juridic. Deci poate să fie doi economici, nu? Aici este la sigur că da. Nu, vă spun doar cum a fost inițial, cum s-a gândit. Am întrebat și eu, de ce au scos economicul din... Era economistul. Este un economist, acum aș fi... Da, era un economist. Doi economiști. Doi, da, bun, eu zic că cei neexecutivi, cei doi administratori neexecutivi, unul era economist și zicea să fie vor tehnic, ori juridic. Da, da, cu amendamentul ăsta am putea avea riscul să avem trei economiști. Trei economiști, da, da, riscul nu înseamnă că nu mai... Putea avea riscul, domnul consilier. Eu mă gândeam la echipă și la acoperi cât mai mult din nevoie. De a merge bine, de acolo. Trebuia să votați de la un economist, un jurist și un inginer. Da. Nu vă explic de ce întreb asta. Doar am pus o întrebare. Da. Ideea da. Era să fie un și, ca să acoperim toată... E cu recomandare. Știu, da. Ideal ar fi fost să fie din fiecare, exact. Din economist. Știu, da. Și textul de lege spune sau. Știu, știu. Nu puteam noi să intervenim, să spunem și. Păi da, dar acest sau poate să fie sau poate să nu fie. Nu știu. Așa cum a spus și doamna Pascal, poate să fie trei economiști, poate să fie trei juriști, poate să fie trei ingineri. Ideal ar fi să fie un jurist, un economist și un tehnic. Deci nu poate fi ce zice dumneavoastră. Pentru că în momentul actual nu. Este imperativ să fie doi economiști, da, cu vechimi 5 ani în studii, deci n-am venit. Cel puțin un economist. Cel puțin un economist. Deci economistul este obligat să fie. Cel puțin un economist. Deci cel puțin un economist, asta e.
condiția restul, da. Pot fi doi tehnici, doi juridici. Da, în funcție de acum există doi economiști, un executiv și un executiv și pentru al treilea, colegii mei așa au gândit și... Inițial au gândit să fie fără economist, da? Nu e... Rămâne la aprecierea dumneavoastră, dacă e nevoie încă de un economist sau eu știu ce va rezulta. Nu știm ce va fi, poate fi economist sau ce nu, stați să înțeleg, amendamentul spune așa, deci inițial restricționați participarea la concurs și permiteați participarea, când zic permiteați, nu mă refer la... Da, da, da. Permiteați participarea inginerilor și a juriștilor. Da. Acum permiteți și participarea economiștilor. Corect. Noi putem ști rezultatul care va fi. Da, să... da. Să ia poate o prima variantă era să nu fie riscul să vină al treilea economist, să nu fie trei economiști, dar pot fi și trei economiști, adică nu-i nicio... O, dar nu-i indicat. Recomandarea ce le prinde... Da, dar nu poți să iei celui economistului această posibilitate, na, că trebuie să-i aprinde ce-i acordat. Da. Deci, supune la vot prima dată amendamentul. Amendamentul, supune la vot amendamentul. Cine este pentru? Două vote pentru. Doi economiști. Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci două voturi pentru și restul abține. Trecem la votarea proiectului. La discutarea, domnul președinte. Așa e regulamentar. Discuția asupra proiectului. Da, discuția asupra proiectului. Da, domnul președinte. Prima dată aș vrea să am o întrebare pentru domnul secretar. Conform ordonanței 9 din 2011, articolul 64.3, spune așa, numărul reprezentanților statului sau a unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor de întreprindere publice este de maximum 2 persoane. Este corect? Da. Bun. Asta înseamnă că din membrii Consiliului Local, cel mult doi consilieri ar trebui să facă parte din adunarea generală a acționarilor, care ar trebui să aibă și un mandat și votul lor în AGA să fie în funcție de acel mandat. E da, corect ce zic până aici? Da, nu neapărat consilier local. Asta am vrut să spun, că vorbește de reprezentanții autorității administrative, nu se referă la consilieri locali, cu totul altceva. Consilierii locali fac parte din AGA toți. Deci ei compun AGA. Sunt doi reprezentanți ai autorității locale. Și este doar unul, în cazul nostru, nu? Nu, cred că sunt. E unul singur. Unul singur în afară de care nu are funcția de consilier. Ai consiliul viceprimarul. S-a mers pe ideea ca să fie totuși... Nu știu, este un singur funcțional? Da, da, e un funcțional. E un funcțional de specialitate. Unul singur. Nu mă multe pe Păi stați să vă rămân eu, ce fel de întreprindere a zis bine, domnul consilier Moran, ce fel de întreprindere este FPP-ul? Ne încadrăm sau nu ne încadrăm pe ordonanță și pe articolul respectiv? Este întreprindere publică, se aplică acest articol și DPP-ului. E o discuție mai veche, poate cei mai vechi dintre dumneavoastră din mandatele anterioare, nu mai țin minte, 2016-2020, dacă nu, poate chiar și mai repede. Dacă vă amintiți, DPP-ul avea o singură reprezentant numit pe din Consiliul Local, cred că 2016-2000, era domnul Găureanu, pe toată lumea îl strigă Alba pe stradă. După mai multe discuții administrative, politice, cu cei de la Registrul Comerțului, cu cei de la Instituția Prefectului, cu cei de la Minister, s-a mers pe ideea, pe limita legii, și s-a considerat că e corect și moral să facă parte între Consiliul Local. Și legal? Și legal, și am să vă spun de ce, legal la limita legalității din punctul meu de vedere, s-a mers pe două persoane. Două persoane s-a considerat o persoană Consiliul Local în întregul sau așa sună și proiectul de hotărâre, iar cea de-a doua persoană este un funcționar public din primărie. Deci nu se depășește cele două persoane. Deși e propriu zis, pentru că Consiliul Local nu are personalitate juridică, dar în hotărârea pe care
am discutat-o și răzi, discutat-o și cu consalișuriști și prin prefectură, se specifică Consiliul Local în întregul său. Spăți că n-am înțeles, m-am zăpăcit. Adică reprezentantul este o persoană, doamna Sfântul, cum se numește, și restul ceilalți 20 suntem tot o persoană. Consiliul Local în întregul său, asimilat unei persoane, pentru că în ordonanță nu spune persoană fizică sau juridică, spune persoană. Da, legea e ambiguă. Și într-o parte considerăm persoană fizică și într-o parte considerăm... Păi atunci, haideți să facem așa, o persoană în Consiliul Local și cealaltă persoană în Consiliul Municipiului Onești. Da, e și asta, o variantă bună, să știți. Da, se poate desfășura ședințe de acasă pe stadion. Cred că ar fi... Da, nu, dumneavoastră a spus o problemă corectă, o problemă care nu își găsește rezolvarea decât în modificarea legislației. Am avut probleme cu maniera de punere în aplicare a ordonanței nouă, care din punctul meu este deficitară și știm că e deficitară. La momentul la care s-au făcut modificările, ne-am uitat la o grămadă de întreprinderi publice de prin țară și s-a ajuns la această variantă, care e o variantă care e la limita legalității, într-adevăr, dar nu este una ilegală. Practică la nivel național, exact. Așa cânzerat toți. Ba mai mult, unii nici au mai înființat, au zis, nu, avea un Consiliu Local, toate se dau un Consiliu Local, dar, din păcate, era și varianta pe care eu aveam cel mai mult, că era cel mai simplu, dar sunt astfel de hotărâri AGA anulate în instanță, pe motiv că pe legea 31 există o altă procedură și alte termene de convocare, pe legea 215 la momentul respectiv actualmente codul administrativ, sunt alte termene. De o zi, de îndată, de 3 zile, de 5 zile, da, din punctul meu de vedere, m-ar fi ajutat foarte mult, adică o problemă în AGA se rezolva în 3 zile. Dacă era negociat. Așa vedeți, publicat în monitor oficial, 30 de zile, stai și au și cei de la DPP au suficient de probleme care trebuie rezolvate până la urmă. Sigur, nu cred că eu. Până la urmă, tot dumneavoastră hotărâți ce se întâmplă acolo. Că sunteți o persoană sau două, tot majoritatea politică, tot se respectă codul administrativ. Deci da, ce v-a spus dumneavoastră este o observație corectă, au pus-o și suntem tot timpul interpelați pe tema asta, e o soluție de compromis rezultat din practica administrațiilor publice din România. Că nu suntem noi inițiatori sau... Domnul secretar, însăși natura juridică a acestei societăți comerciale, că e de fapt o societate comercială, este una ambiguă, care prin hotărârea 722 sau nu știu cum Dumnezeu este și cu 109, dacă stai și le citești pe amândouă, ai impresia că sunt făcute de persoane care n-au văzut ambele acte normative, deci nu se potrivește sub nicio formă una cu cealaltă. Așa că... Haideți să ne rezumăm la... Noi care suntem juriști știm ce înseamnă să jonglezi. Acum am o întrebare pentru comisie. La fila 7 se menționează așa: Comitetul de nominare și remunerare acordă asistență și consultanță autorității publice tutelare. Adică comitetul unde trebuie să numiți un membru vă acordă asistența și consultanță să numiți membru respectiv, nu? N-ar trebui să fie un pic invers? Legea spune că doar puteți să-l consultați la inițierea procedurii. Cum facem acum? Că o fi ambiguă legea, dacă mergeți să-i spuneți celui pe care vreți să-i faceți concurs și el să-și dea părerea, nu mai e niciun concurs și nicio numire și nicio ambiguitate. Da, poate că și la primul punct mă înșel, dar am văzut că nu mă înșel. Este o problemă și o documentație destul de vastă. Nu știu că din afară nici colegii mei. Dați-le puțin timp să documentați. Da, dar n-am ce să vă spun. Nu am zis, nu mă rog. Pățească și el și orice, de câteva ședințe informații și nu le primesc așa. Nu, că n-am. Ce am prezentat? O înțeleg, sunt 110 pagini, deci nu mai există nicio problemă. Vă scuzați, există și varianta legală pe codul administrativ să primiți un răspuns în următoarele 20 de zile. Varianta, da.
Da, și e o variantă. Corect. Până la urmă, ce zice dumneavoastră? Și cred că soluția asta e și argumentată mai bine comisia. Corect, dacă între timp comisia dă drumul la procedură, face tot ce trebuie și se are doar la problemă. Știu. Cred că dumneavoastră, la ținea de la vot, vă așa să facă. Mai există dacă posibilitatea mai este... Da, mai am încă publică. Ok. În articolul 5 aliniatul 3 din ordonanță face referire, deci eu vă dau citat din articol. La societăți, dacă selecția se efectuează de autoritatea publică tutelară, aceasta se consultă cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare și cu acționarii în vederea elaborării componenții inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizat în termen de maxim 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. În acest scop, autoritatea va publica pe pagina de internet în termen de 5 zile de la data declanșării proiectul componente inițiale a planului pentru formularea de propunere în vederea definitivării acestora. Ăsta a fost motivul pentru care s-a bugat articolul respectiv în componenta inițială, dar aveți posibilitatea să faceți amendament și discutăm. A fost o interpretare a acelui articol din lege. Dumneavoastră, ca și consilierul local, puteți faceți amendament și analizăm și vă spunem punct de vedere juridic privind. De la a se consulta, cum spui, și la articol, și la scrie regulament, da, și la a aporta asistență și consultanță, sunt două lucruri total diferite. Doamna asistență director. Și consultanță. Bun, înțeleg că putem să scoatem cuvântul asistență și rămâne doar pe consultanță, așa cum este, da, e cam același lucru. Din punctul meu de vedere, juridic nu este o diferență mare dintre consultanță și asistență. Adică interpretăm în orice modalitate vreți dumneavoastră, putem să eliminăm acest cuvânt. Noi, ca și membrii comisiei, nu cred că avem o problemă în a scoate un cuvânt, adică acel cuvânt de asistență. Dar e din lege, adică e articol din lege care este interpretat în forma asta și a fost pe site, pe transparență, ceea ce înseamnă că aveați posibilitatea să facă orice om putea să facă solicitare de modificare, completare și nu am primit. Noi l-am avut pe transparență acest proiect. Și asta e adevărat. Da. Dar haideți să trecem mai departe. Da. La fila 8, declanșarea procedurii de selecție, se spune aici că s-a produs în 28.04.2023, conform articolului 1 din HCL 123. Dar nu ziceți nimic de termenul de 3-a 5-a, da? Când s-a produs publicarea. N-am găsit nicăieri în cele 110 pagini, că na, pe, când l-ați avut pe transparent funcția numai de tap, n-am găsit nimic termenul respectiv. Da, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii, deci e termenul ăla de 5 zile. Ok. Care trebuie pus pe site și mai am respectat termenul ăla. Adică e tot în lege specificat și în cadrul documentației și am respectat termenul ăla. Și nu înțeleg care e. Și mai este ceva. În precedentele regulamente votate de Consiliul Local se interzicea expres ca membrii Consiliului de Administrație să nu fie funcționar public. În prezentul regulament, ce să vedeți, scrie clar că are voie cel puțin un membru să fie funcționar public. Adică tot ce am aprobat până acum, adică. Păi mi se pare corect. De ce nu aș putea să mă duc și eu acolo? Păi nu? E discriminarea asta? Păi da, prima n-a fost. Că n-ați interzis participarea. Am economist, dar funcționat public nu avem posibilitate. Da, de trei regulamente, de când tot vorbim pe chestiile astea, de trei ședințe, era de acord cu treaba asta. Acum s-a schimbat. Ca să fac o mențiune, am glumit. Știu. Nu că e din lege luat lucrul ăsta, acum verificăm, pentru că sunt mai multe acte. Dacă acum este luat din lege, celelalte regulamente înseamnă că încălcau legea. Dar îmi pare rău, dacă eu nu mai am câteva subiecte care au fost aprobate de legut. Eu mă raportez la documentul care a fost spre dezbatere astăzi. Uitați. Aprobăm regulamentul de 3 luni. Haideți cum s-a schimbat. Articolul 28, aliniatul 4, din ordonanța 109, care îmi spune... Care e articolul? Aliniatul 4. În cazul consiliilor de administrație, al căror număr de membri se încadrează în prevederile alineatului 1, nu poate fi mai mult decât un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare. Deci, nu mi interzice. Da. Atunci am aplicat prevederile legale. Nu pot să justific ceea ce s-a întâmplat în trecut, pentru că n-am avut verificarea. Consiliul local, când a aprobat, a considerat că nu. Poate fi, să-și vadă funcționarii de treabă lor. Acum, colegii mei au zis că
poate să fie și un funcționar, hai să-i lăsăm și pe ăștia. Da, înțeles. Asta reclamă domnul Cimpoieșu, e același tratament de fiecare dată, același regulament. Mai da. Adaptăm și bineînțeles, mai adaptăm. Sau dacă am avut o interpretare și acum am analizat, n-a fost greșit. N-a fost greșit nici în regulamentele precedente votate, nu este, sau n-a fost ilegal. O interpretare. Nu este nici acum. Nu puteți face amendament să scoateți funcționarul. Da, nu ce să strig eu apele. Dacă aveți un dubiu, sesizați alte organe dacă aveți un dubiu că există alte probleme. Hai, vă rugăm frumos să ne limităm la discuții pe marginea proiectului. Dacă mai sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Este și împotrivă sau să fie niște? Cine este împotrivă? Dacă se abține. Două împotrivă? Două abține. Și două abține. 13, 13. Nu lasă. Da, trebuie. Trecem la punctul 13, probleme de interes local. Cine se înscrie la punctul lor? Dacă nu sunt discuții, declar închise. Declarele ședinței din partea.